Ziua Romilor Călărășeni, eveniment aflat la prima ediție, va fi sărbătorit duminică 11 august, începând cu ora 17:30 pe platoul din fața prefecturii. Biroul minorităților din cadrul primăriei municipiului Călăraș, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, organizează duminică un spectacol de muzică și culoare dedicat în special etniei romilor. Pe scenă vor urca mai multe trupe de dans țigănesc, Jean de la Craiova, Viorica și Taraful de la Clejani. Manifestarea dedicată etniei romilor se va încheia în jurul orei 21. La Călăraș, în cadrul biroului minorități, avem o serie de activități culturale și în urma unor solicitări de la cetățenii noștri, de la etnicii noștri, am încercat să punem în rol un spectacol, să îl numim Ziua Romilor Călărășeni pentru prima dată, prima ediție când se desfășoară. Și atunci, prin sprijinul Centrului de Cultură Județean, care a bugetat acest spectacol, noi suntem parteneri în acest spectacol, în acest eveniment, la acest eveniment, unde au fost invitați lăutari de renume, cum e Viorica de la Clejani, Jean de la Craiova, un ansamblu de dans, unde v-aș ruga să veniți într-un număr foarte mare, să vină toată lumea, adică toți cetățenii orașului, și nu numai cetățenii orașului, poate să vină și cei din județ. Chiar îi așteptăm. Pentru că va fi un spectacol foarte frumos, unde vom vedea muzică tradițională romă, tradiții și obiceiuri, și atunci acest spectacol are rolul de a cetățenii să vadă puțin și din tradiția și obiceiurile noastre și să terminăm cu aceste stereotipuri aduse către etnia noastră a romilor. Au prilejul să vadă muzica foarte frumoasă, lăutărească și, bineînțeles, ansamblu de dans, ansamblu care face parte din tradiția și obiceiurile noastre. Evenimentul se va desfășura pe parcursul unei singure zi. Vorbiți-ne un pic când se va desfășura și începând cu ce oră. Păi, evenimentul se va desfășura, exact cum a spus dumneavoastră, într-o singură zi, începând de la ora 17:30 până la orele 21. Duminică. Duminică. Pe data de 11 va avea loc. Da, în fața Consiliului Județean, în fața Centrului de Cultură Județean. Intrarea va fi gratuită. Intrarea gratuită, toată lumea îi așteptăm să vină într-un număr foarte mare, pentru că au ce vedea. Biorica de la Clejan și taraful lor este foarte văzut bine, nu numai în Călăraș, și numai în România și peste hotare. Uh-huh. Și atunci e păcat să nu veniți să vizionați, să vedeți un spectacol foarte mare și foarte frumos.